Mulțumesc, bravo! Foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Mersi, mersi. Bravo, Nene, bravo. Jueta? Da, maestre. Jueta? Ăsta e concert live, maestre. Știu, maestre, și... Ăsta e bine, maestre. Domnule Constantin, așa cum mă emoționează un copil de 14 ani care vine și îți arată o lume, practic, pe care nu o cunosc, pot să o intuiesc, dar nu o cunosc, așa, dumneavoastră, astăzi ați deschis o lume aici la X Factor. Trilurile alea din muzica lăutărească nu le poate face oricine. Dumneata l-ai făcut și pentru asta te aplaud cu mile. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc. Așa. Și încă o dată îmi demonstrez că nu contează vârsta, ci contează ceea ce ai de spus. Să știți că cei tineri ar trebui să învețe de la dumneavoastră chef de scenă, poftă de viață și acest comportament cameleonic, da? Da. Improvizație, se vede că vă place, sunteți aici. La 68 de ani, felicitări! Eu nu am prea multe de spus decât că pentru o executare ușoară se recunoaște un maestru. Eu vă felicit și mersi mult pentru moment. Ați făcut ca această competiție de la X Factor să fie mai frumoasă și pentru asta vă mulțumesc și vă dau și primul da! Mulțumesc mult! Mersi, maestre, mulțumesc mult! Maestre, aveți un da și din partea mea, mulțumim să foarte mult. Să rămână, mulțumesc foarte mult și să dea Dumnezeu să văd un copilaș, am auzit din culise. Da, se aud multe în platourile astea. Abia aștept să ne revedem, trei de da cu siguranță. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Ca să fie masa bogată, patru de da, ați trecut patru de da pe următoare. Da! Trebuie să știi că avem mai multe prospețime prin felul lui de a fi și, sincer, așa decât mulți care sunt mult mai tineri ca eu. Există posibilitatea ca un concurent la 68 de ani să ajungă în finală? Răspunsul este, se poate. Dragă domnule, v-ați îndeplinit un vis. Da, nu unu, nu doi, da, nu trei, ci patru muzicieni s-au ridicat în picioare, v-au aplaudat și v-au acordat votul vostru din inimă. Un tinerel în vârstă de 68 de ani, jazzist. Jazzisto Lautaro Arono Artistico. Constantine, ce a zis juriu către tine? Wow. Am luat patru de da, am avut succes, un succes foarte mare. Femeie și foarte bună, da. Soția e foarte bucuroasă ca întotdeauna, nevastă mea. Lasă aventurile lui soldate cu un moștenitor. Acum aventura se numește X-Factor. Constantine, ce-i face eu mamă cu tine?